Cei care aveți Sfânta Scriptură cu dumneavoastră, v-aș invita să o deschideți împreună cu mine la Luca, capitolul 12. <coughs> Și vom citi de la versetul 35 până la versetul 40. Luca, capitolul 12, de la versetul 35. mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să de la masă și se va apropia să le slujească. Fie că vine la a doua strajă din noapte, fie că vine la a treia strajă, ferice de robie aceea dacă îi va găsi veghind. Să știți bine că dacă ar ști stăpânul casei la ce ceas va veni hoțul, ar vegea și n-ar lăsa să-i spargă casa. Și voi, dar, fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Amin. Până aici cuvântul Domnului, vă rog să vă așezați. știind de tabara tinerilor, știind de mulți frați care au plecat, au profitat de vacanță și și-au luat liber, mă gândeam, o să vrem vreo două, trei familii în biserică și o să facem o rugăciune și o să, ne, o să, plecăm acasă și eu o să scap de momentul acesta, de emoțiile acestui moment. Dar nu s-a întâmplat așa, sunt, suntem mai mulți decât ne așteptăm. Mă bucur pentru că suntem într-un număr așa frumos, uh, în ciuda vacanței, dar noi știm întotdeauna că nu număr cu, numărul contează. Nu este important câți suntem, ci ce fel de oameni ne strângem la o la alta. Uh. Fiecare dintre noi care suntem aici și nu numai, fiecare om are ceva în viitor care îl motivează pentru ziua de mâine. Așteaptă ziua de mâine pentru că el are un plan, așteaptă să, să se împlinească ceva. Și putem lua diferite exemple. Mulți dintre noi ne-am luat credite aici și ne-am cumpărat case. Așteptăm să ne plătim creditele ca să fie casa în sfârșita noastră. Dar... Așteptarea aceasta ne influențează cumva comportamentul de acum. Nu ne putem permite să facem orice cu salarul nostru. Știm că partea aia din salar trebuie să o garantăm în fiecare lună și avem grijă să nu o cheltuim. Observați cum ceva care ne-am propus ceva din viitor, o așteptare din viitorul nostru, ne influențează ceea ce facem acum. Și asta este valabil în cazul oricărei ființe de pe pământul acesta. Ceea ce facem, face acum orice om, face pentru că este ceva în viitor. Are o așteptare din viitor care determină ceea ce face acum. Îi determină comportamentul de acum. Întotdeauna există în fiecare dintre noi speranța unui mai bine. Poate nu mâine dar poate peste o săptămână, poate peste un an, peste doi, peste 25 de ani când ne vom plăti creditele. În fiecare dintre noi există așteptarea unui mai bine. Și asta ne face să ne dorim ziua de mâine. Cine nu se așteaptă la un bine, nu-și mai dorește să trăiască. Dar dacă există, de un fel sau de altul, de o natură sau de alta, așteptarea unui bine care trebuie să se întâmple în viitor, atunci aștepți ziua de mâine. Îți dorești ziua de mâine, o accepți. Um, întrebarea este în ce fel ne vedem noi creștinii viitorul. Care sunt reperele viitorului nostru? Care sunt punctele acelea din, isto din viitorul nostru care ne influențează comportamentul gândirea, viața acum. Dacă nu ai nimic de a face cu Dumnezeu și crezi că moartea este capătul existenței noastre, atunci această gândire îți va influența felul în care trăiește asta și vei zice păi astăzi atunci trebuie să mânc și să beau, și mâine poate voi muri. Tot ceea ce trebuie să se insist pe acum, să investesc totul, toată energia mea, să mă simt bine, să-mi servesc acum tot ceea ce am nevoie pentru plăcerea mea, pentru bucuria mea. Știți, chiar îmi lasă impresia că lumea noastră a început să observe că am cam stricat lumea în care trăim. Am poluat-o, am distrus-o și ne-am împuținat singuri resursele și începem să căutăm resurse în altă lume. Au început să oamenii de știință să exploreze uh, Marte și Luna, să vadă dacă cumva ar fi posibilă existența, viața pe aceste planete. Observați cum uh, lucrurile pe care le aștept să se întâmple în viitor îți influențează. Ceea ce gândești și faci astăzi. Care este reperul viitorului tău? Care este reperul uh, creștinului care îi influențează astăzi comportamentul, care influențează astăzi gândirea și vorbirea și relațiile și acțiunile și tot ceea ce este el? Biblia vorbește despre revenirea Domnului Isus Hristos în Noul Testament în special de peste 300 de ori. Asta înseamnă că dacă ar fi să împărțim cumva versetele, tot la al 13-lea al 13 verset este un verset care vorbește despre întoarcerea Domnului Isus. De ce? Întrebarea este de ce este așa de impregnat Noul Testament cu anunțarea întoarcerii Domnului Isus Hristos. Pentru că e o chestiune importantă în planul lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu este important reperul acesta. Știți de ce? Pentru că este încheierea planului lui Dumnezeu. Dumnezeu va duce la, la, la sfârșit tot ceea ce și-a propus cu omenirea. Când se va întoarce Domnul Isus Hristos. va pune capăt istoriei. Și lucrurile vor fi doar așa cum vrea și a vrut și a planificat Dumnezeu. De aceea este așa de important acest reper. Și oare nu despre aceasta ne vorbește pilda pe care am citit-o? Și voi, dar fiți gata căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. De ce este așa de important, așa de importantă revenirea Domnului? Pentru că Dumnezeu va face ceea ce și-a propus de la început. Va lega pe cel rău, pe îngerii lui, pe stăpânirile, pe domnile și stăpânile din locurile cerești, pe stăpânitorii întunericului, îi va lega și îi va izola pentru totdeauna. Dar va duce ceea ce a promis alor Lui. Va da în sfârșit pe deplin împărăția lui Dumnezeu. În sfârșit, ceea ce ne rugăm de atâta vreme, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ, în sfârșit se va întâmpla lucrul acesta, lucrul acesta pe deplin. Se va face și pe pământ voia lui Dumnezeu așa cum se face și în cer. Și aș vrea să vă citesc câteva lucruri sau o imagine a ceea ce se va întâmpla la venirea Domnului, la revenirea Domnului Isus. Apocalipsa 21 spune așa. <coughs> Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și mare nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Și El va șterge orice lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, s-au încheiat. Cel ce -și dea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi. Toate lucrurile le va face noi, Domnul Isus Hristos. Apoi mi-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este sete îi voi da să bea fără plată din izvorul apei, vieții. Cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Dar că despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinător la idoli și toți mincinoșii, partea lor este iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Apoi unul din cei, din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire pline, cu cele din urmă șapte ogii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis, vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea cea sfântă, Ierusalim, care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca piatra de iaspis, străvezie, ca cristalul. Și așa mai departe. N-aș vrea să citesc. Dar aș vrea să vă întreb, frași și surori, dragi creștini, când a fost ultima oară când a tresărit inima noastră, când am fost străpunși în ființa noastră de gândul Domnul nostru vine, Domnul nostru se întoarce să pună capăt lumii acesteia, să lege domniile întunericului, să dea viață, să dea ceea ce a promis copilul lui, poporului său. Când am tresărit ultima dată la gândul acesta? Domnul nostru vine, Maranata, Domnul nostru vine, dacă ai gândul acesta, cine are în el gândul acesta, se curățește. Uitați-vă cât de mult era gândul acesta, cât de prezent era gândul acesta în gândirea Bisericii Primare. Și am să citesc câteva texte, să vedeți cât de impregnată era gândirea Bisericii Primare cu această întoarcere a Domnului, cu revenirea Domnului. Și în ce fel o vedeau. Și o să trec prin mai multe texte <coughs> și sper să aveți răbdarea să trecem prin ele, pentru că cred că este important să, să vedem felul în care Biserica Primară aștepta venirea Domnului. Avea acest reper al viitorului. <coughs> în Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și 21, ni se spune așa. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a supune toate lucrurile. Coloseni, capitolul 1, de la 3 la 5. Pavel mulțumește pentru ceea ce se întâmpla în ei și veți vedea care este sursa, ce anume a cauzat ceea ce se întâmpla între ei. Zice așa, mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos, despre dragostea voastră pe care o aveți pentru toți sfinții, din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ți auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Din pricina nădejdii, nădejdea aceasta a născut în ei dragoste de sfinți, credință în Iisus Hristos. Ce extraordinar, ce impact poate să aibă venirea Domnului Iisus în viața copilului Dumnezeu. Următorul text, 2 Timotei capitolul 4, versetul 7 și 8. Pavel vorbește acum despre lucrarea sa. Care este perspectiva celui care a învățat? Era învățătorul, apostolul bisericii primare. El spune așa, m-am luptat dupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea și am păzit credința. De acum mă așteaptă cu nuna neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12. <coughs> și 13. Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marului nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos. Și un ultim text, bineînțeles că sunt mai multe, v-am spus că se pomenește despre întoarcerea Domnului Sus, revenirea Domnului Sus de peste 300 de ori. Dar am ales doar câteva pasaje ca să vă uh, readuc aminte de textele acestea, de să vă ajut să vedeți felul în care Biserica Primară aștepta întoarcerea Domnului. Ultimul text, 2 Petru, <coughs> capitolul 3 și am să citesc mai multe versete, de la versetul 9 până la versetul 15. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? Având reperul acesta în viitor, acest reper fix, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare? sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, prea fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdarea Domnului nostru este mântuire. În ce fel îți schimbă, ne schimbă, ne influențează, ne determină, ne transformă gândirea și comportamentul? Întoarcerea Domnului Isus Hristos. Știind că Domnul Isus Hristos se va întoarce. Ce fel de oameni ar trebui să fim știind că el va reveni? Să ducă la capăt ceea ce a început. Știți, este, este o bucurie când începi ceva, începi să zidești o casă. Este o bucurie când vezi că lucrurile avansează, că ai destule resurse să avanseze lucrarea. Dar este așa mare bucurie când închei totul. Când ai gata de construit totul și deschizi ușa și toate sunt la locul lor. Și te bucuri de casa pe care ai construit-o. Așa va fi și la venirea Domnului. Domnul se va bucura de lucrarea mâinilor Lui. Va strânge pe ai Lui la sine și va fi mare bucurie și sărbătoare. Este foarte interesant însă că, nu știu dacă ați observat, există tendința să fim mai preocupați de când va veni Domnul Isus, adică data, ziua, luna și anul, mai mult decât a, suntem preocupați să știm cum să așteptăm această zi, cum să ne pregătim pentru ea. Ca și cum, dacă am ști ziua când vine, a, există posibilitatea și suntem, suntem destul de înțelepți ca să ne eschivăm cumva zilele lui, să ne ascundem undeva să nu ne vadă, să a, scăpăm de privirea ochilor lui. De ce vrem să știm ziua când vine El? A hotărât-o El. Pe noi ne interesează cum să fim gata pentru această zi. E important să avem reperul acesta în viața noastră. Vine Domnul. Dar este la fel de important să ne întrebăm, sunt eu gata pentru asta? În ce fel revenirea Domnului îmi schimbă viața? Mă face să trăiesc altfel, să gândesc altfel, să mă relaționez altfel, să câștig, să cheltuiesc altfel. Pilda aceasta, învățătura aceasta a Domnului Isus din Luca, pe care am citit-o, are menirea, tocmai menirea aceasta, să ne învețe cum să așteptăm venirea Domnului. Ne face să înțelegem că este important să știm că va veni. Și să, să, să avem reperul acesta în, în mintea noastră. Domnul nostru vine, că asta a spus la sfârșit, fiți gata că și fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. El va veni. Dar este important să fii gata pentru asta. Și aș vrea să învățăm din cuvintele Domnului Isus Hristos, din Învățătura Domnului Isus Hristos în această parte a Scripturii. În această evanghelie să învățăm cum să fim gata. Ce înseamnă să veghem? Să nu ne ia prin surprindere venirea, întoarcerea stăpânului. Suntem motivați adeseori prin predici, poate citind scripturile, să trăim altfel de viață, știind că Domnul ne vede. Și dacă știi că Domnul te vede, zici, a, Domnul mă vede, nu pot să fac asta. Și e bine că ai această motivație. Și știm din scriptură că Domnul vede, El știe ce este în înăuntrul nostru. Suntem uneori motivați să facem mai bine, să acționăm mai bine, să trăim altfel, știind că Domnul aude. El este peste tot și aude și suntem atenți la ceea ce vorbim. E bine să fii motivat de asta. E bine să fii motivat știind că Domnul știe tot ceea ce facem la vedere și la întuneric, când nu ne vede nimeni. Domnul știe. Și e bine să fii motivat de faptul că Domnul este omniscient, uh, omnipotent, a toate cunoscător, dacă vreți. Dar Cred că este momentul, în zilele acestea, să ne lăsăm și de motivați și de faptul că Domnul nostru vine. El știe, el vede, el aude, dar Domnul nostru vine. El nu va sta veșnic în cer să se uite înspre noi, va veni între noi să ne ducă acasă, să ne dea ceea ce ne-a promis. Pentru că Domnul Isus Hristos însuși știe cât de important este să fim pregătiți pentru acea zi, tocmai de aceea își învăța ucenicii, își pregătea ucenicii și prin ei pe noi îi pregătea și învăța cum să fie gata, cum să vegheze, să nu-i prindă, să nu ia prin surprindere ziua Domnului, să nu-i nu, -i pregăte, să nu -i găsească negata, nepregătiți pentru venirea Lui. Și haideți să vedem ce ne învață Domnul aici. Ne spune așa, Domnul Iisus le spune ucenicilor și nu doar ucenicilor, erau mulți adunați acolo, ne spune undeva mai devreme în text, în capitolul 12 la început, că erau așa de mulți, erau adunați cu mile, că se călcau unii pe alții în picioare. Și în auzul tuturor și și al ucenicilor, Domnul spune, această, spune acest lucru. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. De ce? Pentru că trebuie să fiți gata când va veni Fiul omului. Să fiți gata. Dar ce înseamnă să ne fie mijlocul încins și făcliile aprinse? Ne este sugerat în textul nostru răspunsul. Ce înseamnă să avem mijlocul încins și făcliile aprinse? Nu-i vorba de a-i găsi. Stăpânul, ne spune Domnul Iisus Hristos, a plecat la nuntă. Și robii așteaptă până noaptea târziu întoarcerea stăpânului lor. Și nu li se cere să facă ceva anume aici. Li se cere să aibă o stare anume. Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Nu le spune, aveți lista asta de îndatoriri, să o faceți. Nu. Le spune, aveți nevoie de o stare a minții, de o gândire, de o noire a minții voastre, care să vă facă în stare să faceți lucrurile care trebuie făcute dar care nu pot fi făcute fără această gândie, fără acest, această stare a minții. Și la ce se referă? Închipuiți-vă scenă. Stăpânul este la nuntă și robii sunt acasă. Nu-i vede nimeni. Și ni se spune că e fericit de robia aceia pe care stăpânul îi găsește veghind. Cu mijlocul încins, era... Um, poziția omului care este gata de acțiune, gata să se implice, gata să facă ceva și făcliile aprinse, gata să acționeze după ceea ce vede că se întâmplă cu Domnul. Care a fost stare minții lor? Dacă ne-am uitat doar la textul acesta, probabil că nu am înțelege prea bine, dar să știți, fiecare text din scriptură nu este aruncat acolo cu uh, furca, zicem noi, la întâmplare. Fiecare are un rol în, în contextul în care este scris, în locul în care este scris, în cartea care este scrisă, este scris versetul respectiv și chiar în Biblie. Fiecare verset este legat de toate celelalte. Și <coughs> ar vrea să urmărim puțin. Ce se întâmplă înainte de această uh, pildă pe care o spune Domnul Iisus Hristos? Pentru că pilda aceasta are legătură cu ceea ce a spus înainte. Este ca o concluzie la ceea ce a spus înainte. Ca o consecință naturală a învățăturii lui uh, față de ce a spus, în, ce a spus înainte. <coughs> De ce alege Domnul Iisus Hristos, în această pildă, să vorbească despre stăpân și rob? Despre un stăpân care merge la nuntă și robi care rămân acasă să vadă de treabă. Ne-am așteptat cumva să ni se vorbească despre tata și fiii, despre uh, o imagine mai, mai călduroasă, mai caldă. Și totuși Domnul Isus Hristos nu arege la întâmplare această imagine a stăpânului și a robilor. Pentru că vrea să îi învețe pe ucenici și vrea să învățăm noi astăzi un lucru anume. Știți de ce e nevoie să știm că stăpânul nostru vine? Pentru că adeseori, mintea noastră, inima noastră ne împinge să ne facem pe noi stăpâni peste propria viață. Și spunem, ăștia sunt banii mei, e casa mea, e viața mea, fac ce vreau cu ea, ce te bagi? Nu-mi spune nimeni ce să fac cu ea. Eu hotărăsc ce este bine și ce este rău pentru mine. Nu mărturisim lucrul acesta, nu cântăm lucrul acesta, dar oare atunci când păstrăm distanța unii față de alții, oare nu cumva aceste lucruri le spunem de fapt, fără cuvinte? Știți de ce folosește Domnul Iisus Hristos această metaforă a stăpânului și a robului? Pentru că avem tendința să uităm că noi suntem aici în proprietatea, pe proprietatea cuiva. Nu suntem în proprietățile noastre, nu suntem pe moșia noastră, suntem proprietatea altcuiva, suntem pe moșia altcuiva. Noi suntem stăpânii, noi suntem slujitorii, altcineva este stăpânul. O, dacă ni s-ar fixa nou în minte lucrul acesta, să știm că suntem aici doar slugi, slugi, stăpânul este altcineva. E nevoie să ne fixăm bine în minte că suntem aici. Tot ceea ce avem ne este împrumutat. Ne este dat spre administrare. Tot ceea ce este pe acest pământ, pământul cu tot ce este pe el, are un alt stăpân. Și acest stăpân nu suntem noi. Stăpânul este el. Știe mintea ta? E cuprinsă mintea ta de gândul acesta? Sunt aici pe pământul, în casa Domnului. Domnul mi-a pregătit casa asta. Eu sunt în ea pentru că Domnul m-a primit în ea. M-a invitat în ea și îmi asigură toate condițiile ca să fiu un slujitor al lui. De ce ni se spune că la sfârșitul vremurilor va fi o judecată? Cineva. Ne va lua pe fiecare și ne va trage la socoteală pentru orice cuvânt pe care l-am spus, pentru orice gând, pentru orice faptă, pentru tot ceea ce am făcut. Cineva are dreptul să facă treaba asta. Scriptura ne spune că la sfârșit va fi o judecată și stăpânul este cel care va judeca. Există un stăpân care are dreptul să ne ceară socoteală de felul în care ne trăim viața și asta nu trebuie să uităm, pentru că omul are tendința să se auto-ondumnezească, să se auto-guverneze, uh, are tendința de, de uh, auto-de uh, de conducere după propriile uh, uh, reguli, după propriile legi. Noi vrem independență, noi vrem libertate, însă trebuie să înțelegem că suntem liberi, dar în casa lui Dumnezeu. Libertatea noastră este îngrădită de casa lui Dumnezeu. Acolo este granița libertății noastre. <coughs> Pilda pe care o dă un Isus Hristos și învățătura pe care ne dă el ca să ne învețe cum să fim pregătiți pentru venirea lui, răspunde la două întrebări. Am putea spune. Cum să veghez și când este timpul potrivit vegherii? Dacă Domnul Isus Hristos se întoarce și va așeza toate lucrurile după voia Lui, <coughs> El se va întoarce nu atât pentru că el vrea să vadă cât de drepți au stat robii lui, cât de uh, înspăimântați sunt ei de, de domnia lui, de stăpânirea lui. Dumnezeu caută altceva în inima lor. Dumnezeu caută altceva în inima noastră. El vrea să vadă locul pe care îl dăm lui Dumnezeu în viața noastră. Ce statut are el în, în inima noastră? Pentru că noi știm de acum, știm foarte bine, omul se repară, devine mai bun sau se strică, se corupe în funcție de cine este Dumnezeu în viața lui. Cine este Dumnezeu în viața noastră? Cum îl percepem noi pe Dumnezeu? Și spuneam că pilda aceasta are legătură cu tot ceea ce este, tot ceea ce a învățat Domnul Isus Hristos înainte. Și Aș vrea să vă citesc ca să vedeți legătura care este între textul acesta și textele dinainte. În Luca 11, ni se spune așa, ochiul este, versetul 14, ochiul este lumina trupului. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău este plin de întuneric. Se referă oare la ochiul fizic? Este vorba despre ochiul fizic al nostru? Cu siguranță că nu. Este vorba despre felul în care tu vezi viața, perspectiva pe care o ai asupra vieții, cine este săpânul și cine sunt slujitorii. Poziția Știi foarte bine care este poziția fiecăruia, a noastră și a lui Dumnezeu. Și fiecare stă la locul lui. Dacă ai un ochi sănătos, toată viața ta va fi uh, plină de lumină. Dacă ai un ochi rău și bolnav, toată viața ta va fi plină de întuneric. Și aș vrea să vedem felul în care Domnul Iisus Hristos. Vorbește despre aceasta, despre felul în care ochiul poate să fie rău, și să te îmbolnăvească, sau poate să fie bun și să-ți dea lumină. Și uh, textele care urmează, vorbesc exact despre ochiul, bun sau ochiul rău. Și uitați-vă ce ni se spune. După ce Domnul Isus vorbește, despre ochiul, despre faptul că ochiul este lumina uh, trupului, ni se spune că a fost invitat de niște de un fariseu la, el la masă. Și fariseul se uită indignat la faptul că Domnul Iisus nu se spală pe mâini înainte de a mânca. Nu face ritualuri uh, potrivit religiei, credinței iudaice. Și Domnul Iisus știe ce este în inima lui și spune așa. Voi farisei curățați partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntru vostru este plin de jefuire și de răutate. Zice, nebunilor, acela care a făcut partea de afară, n-a făcut și partea dinăuntru? Cu alte cuvinte, cine este Dumnezeu pentru tine? Crezi că se uite la spoiala pe care ți-o pui înainte când ești, dai față cu alții? Faci pe omul religios și Dumnezeu uh, vede doar interfața, vede mascata. Nu, El este Dumnezeu, El este stăpânul care a creat lumea și pe tine însuți. Și El se uită și la spoiala ta, dar vede mai degrabă și lăuntrul tău. Cum stai înaintea lui Dumnezeu? Unde ți investești energiile tale? În imaginea ta publică sau în calitatea ta lăuntrică de copil al lui Dumnezeu? Știind că Dumnezeu poate să vadă dincolo de aparențe, poate să vadă inima noastră, a plecările inimii noastre, Așa trebuie să vegem. Așa este ochiul nostru sănătos. Când știm că stăm în prezența lui Dumnezeu care vede dincolo de aparențe, indiferent cât de bine ți ai ticlui, el vede dincolo. Știe ce este în inima mea în momentul acesta, în inima mea și în inima voastră. Farisei, învățătorilor, cărturarilor, legii le spune cam același lucru. Zice, Doamne, dar și pe noi ne atingi dacă spui lucrurile astea, dai și noi, că cam acolo suntem și noi. Noi vrem să părem mari învățători. Noi le spunem oamenilor, legea spune să faceți scutare, să dați așa, să faceți așa și așa mai departe. Asta e ritualul care trebuie îndeplinit. Duminica, de sabat, nu duminica, de sabat. Duminica era pentru ei altceva. Dar zice, dar voi nici cu degetul nu le atingeți, nici măcar nu le atingeți, dar pune sarcini la oameni. Păi te cheamă Dumnezeu să fii uh, purtător de cuvânt sau te cheamă Dumnezeu să fii înfăptuitor? Ascultător cu fapta. Mergem mai departe. Chiar în capitolul 12, Domnul Iisus le adresează ucenicilor și de data aceasta vorbește despre o altă uh, posibilă neveghere a minții o altă stare a minții care te face să nu fii gata pentru împărăția lui Dumnezeu. Și el spune așa, mai întâi de toate pozițiile de dea luatul fariseilor, care este fățărnicia. Mulțumesc frate Claudiu, aveam deja, știam... <coughs> Mai întâi de toate, păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Um, și se refer la o situație aparte, anume să nu le fie frică să-L mărturisească pe Hristos ca, ca Domn, ca Mesia, ca adevăratul Mesia. Există, exista teama, văzând mulțimile, că atunci uh, erau mulțimile, se călcau în picioare unei peste altele, și cum să mărturisești atunci pe Hristos? Când templul era în picioare, jerfele erau aduse după rânduiala uh, cerută de lege, cum să te, măr să te ridici să mărturisești pe Hristos? Și el le spune așa, zice, Vă spun vă, prietenii mei, să nu vă temeți de cei care au ucit trupul și după aceea nu mai pot face nimic. Am să vă arăt de cine să vă temeți. Temeți-vă de acela care după ce a ucis, are puterea să arunce în ghenă. Da, vă spun, de el să vă temeți. Ca ar putea să ne fie teamă de oameni. Dar cine sunt oamenii? Oamenii pot să ucidă trupul, dar unul singur are puterea să ucidă, să arunce, să ne trimită în ghenă, în iad, nu te teme de cel care poate ucide trupul. Teme de cel care poate să ucidă și trupul și sufletul, ne spune în altă parte. Cu alte cuvinte, nu uitați! Nu mulțimile, nu presiunea mulțimii trebuie să stăpânească gândirea voastră, acțiunile voastre. Nu vă fie rușine de ei. Dacă vă veți rușina de, de mine înaintea oamenilor, și eu mă voi rușina de voi înaintea îngerilor, spune mai târziu. Dacă se va lepăda cineva de mine înaintea oamenilor va fi lepădat și el înaintea îngerilor lui Dumnezeu. Nu vă temeți de oameni, nu vă luați reper oamenii. Gândirea voastră trebuie să fie mereu impregnată de faptul că sunteți în slujba stăpânului ceresc, care a creat toate, le ține toate și toate sunt pentru el. Din el și pentru el sunt toate lucrurile. Acest fel de gândire s-ar putea să te facă negata pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Un alt exemplu, următoarea uh, întâmplare, când vine uh, unul din mulțime și spune, Domnul Iisus, dom, 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 Doamne, spune-i fratelui meu să împartă -mi cu mine averea. Și Domnul îi spune, eu nu mă ocup de lucrurile astea. Nu asta este menirea mea. Nu cu asta mă ocup eu. Și le dă pilda cu bogatul căruia i-a țarina. Și uitați, din nou este vorba despre felul de gândire. Dacă Dumnezeu atacă omul acesta și are ceva împotriva acestui om, are împotriva lui, are uh, ceva împotriva gândirii lui, felul în care vede viața. Uitați-vă ce spune omul acesta. Și haideți să o recunoaștem. Ne regăsim atât de bine în această gândire, de multe ori. El spune așa. Și se gândea, iar, iar rodit țarina și se gândea în, în sinea lui ce voi face? Unde am să mai strâng acum roadele? Uh, voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari și acolo voi strânge toate roadele și bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți. Pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. No, Spuneți-mi dacă nu cumva, dacă nu adeseori credem și noi că odihna Mâncarea, băutura și veselia sunt legate de ceea ce avem noi, de ceea ce strângem în casele noastre. Și credem că viața târnă de ele. Și Dumnezeu îi spune, nebunule, nu în asta stă viața, nu asta e reperul vieții, nu astea sunt valorile vieții, nu cu astea trebuie să te îmbogățești. Dar Dumnezeu i-a zis. Chiar în noaptea aceasta, aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Tot așa este cu cel care își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de stăpân, față de Dumnezeu. Și asta este o gândire care te face să fii negata pentru venirea Domnului Isus Hristos. Dacă te găsește Domnul Isus cu astfel de gândire, ești pierdut, Ai risipit averea stăpânului. Încă un fel de gândire care, de care trebuie să ne păzim. Încă un fel de gândire față de care Domnul Iisus Hristos ne avertizează să nu cumva, să veghem, să nu cumva să avem această gândire. De la versetul 22 spune, De aceea vă spun... Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca și ce veți, cu ce vă veți îmbrăca. Dacă pentru unii bogăție este un pericol, pentru alții este un pericol sărăcia, lipsa. Pentru că, de ce este un pericol lipsa? Pentru că tin să crezi că nu ai nicio soluție la viață. Nimeni nu are nicio soluție la viața ta. Cu ce mă voi îmbrăca mâine? Ce voi mânca mâine? Dacă mă uit în frigiderul meu, nu știu ce va fi săptămâna asta. Și Domnul le spune, ce gândire e asta? Cu ce gândire vă înarmați voi? Dacă Dumnezeu uh, se îngrijește de, de florile de pe câmp, de pe iarba de pe câmp, care uh, la prim, în primăvară în, înflorește și toamna îi se dă foc. Cu cât mai mult nu va îngriji El de voi, care sunteți, uh, cu, cu, cu cât nu, uh, cu cât, zice, cu cât, uh, cu, să răspund exact cuvintele Domnului. Cu cât mai mult, cu cât mai de preț sunteți voi, cu cât mai de preț sunteți voi, știi că ai preț în ochii lui Dumnezeu? Așa ar trebui să străiești viața, așa ar trebui să te gândești la mâncare și îmbrăcăminte. Domnul știe că am trebuință de ele. O să vedem și cât e ceasul. Ceea ce îl interesează pe Dumnezeu atunci când se așteaptă de la noi să avem viața gata pentru întoarcerea Domnului Isus Hristos, pentru revenirea Lui, nu înseamnă teroare de Stăpânul care vine și taie pe capete. Ceea ce vrea Dumnezeu să înțelegem este că El se uită la noi nu să ne vadă terorizați, ci vrea să ne vadă schimbați de Domnia Lui, de stăpânirea Lui, știind că El este Domn. Să nu ne intereseze ce cred alții despre noi, să nu ne intereseze ce ne vor zice alții când vom mărturisi pe Hristos, să nu ne, este, să nu ne fie frică de uh, lipsuri, să nu cumva să ne punem încrederea în bogății pentru că pot dispărea mâine. El vrea și când se uită la noi, ne vrea de o anumită calitate. Nu vrea să fim înspăimântați de el, de stăpânirea lui. Vrea să fim cuceriți de grija lui, de domnia lui. Și ar vrea să vedeți că, deși noi avem, avem tendința, când ne gândim la stăpâni, robi, să avem tot felul de imagini, uh, cine știe, de din ce filme am văzut noi, pentru că noi n-am trăit vremurile acestea să fim uh, robi la stăpâni, poate că cei mai în vârstă, probabil, nu știu. Uh, dar am văzut ce înseamnă stăpân și robi. Vă să aminte de, omenesc aici filmul acesta, că mi-l aduc aminte de el, Sclava Isaura. Vă să aminte de ce purtare aveau stăpânii față de robi, ce, ce suferință uh, sufereau, uh, suferință cruntă îndurau robi, pentru că stăpânul avea drept de viață și de moarte asupra lor. Nu le interesa ce gândesc, ce prefer preferință au, ce doresc, dacă-s uh, dacă, dacă sănătoși, doar pretindia de la ei. Însă, aș vrea să înțelegem un lucru. Că Dumnezeu nu se așteaptă să fim terorizați de El. Dumnezeu se așteaptă să fim cuceriți de El. Pentru toate lucrurile pe care ne le pune la dispoziție, pentru toate lucrurile care ne le dă, El ne lasă să fim, El își dorește să fim fermecați de El. Și uitați-vă ce se întâmplă în pilda noastră. Am zice, stăpânii, uh, robii ăștia stau drept pentru că știu că vine zbiru vine cu biciul și dă pe ei dacă nu-i găsește treji. Nu. Oamenii aceștia stau, înci sunt înciși, gata de acțiune, gata să le ceară stăpânul să facă ceva și îi sfăcliile aprinsă, sunt gata să lumineze calea stăpânului lor și o fac asta pentru că îl cunosc pe stăpânul lor. Îi știu caracterul. Nu de teama lui, ci din respect pentru autoritatea și bunătatea lui. Credeți că este prima dată când stăpânul face ce face aici? Ni se spune că dacă îi va găsi așa, veghind, stăpânul acesta va face ce niciun stăpân pe acest pământ n-a făcut și nu va face vreodată. Ni se spune așa, ferice va fi de robia aceea pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va încinge, îi va pune să șadă la masă și se va apropia să le slujească. Cum slujești un astfel de stăpân? Tremuri că într-un moment de supărare te pleznește cu ceva? Sau știi că întotdeauna îți va arăta bunătatea lui? Dar nu uita, el este stăpânul casei, nu tu. Să nu începi să faci ceea ce a făcut uh, următorii uh, slujitori din pilda următoare. Ni se spune că uh, i-a lăsat stăpânul în grijă, uh, unuia să îngrijească de ceilalți din casa lui. Și el zice, pentru că stăpânul a întârziat, el a început să mânce și să bea și să-i bată pe ceilalți. A zis, stăpânul întârzie, am timp să-mi fac ale mele. Credeți că omul acesta era, avea inima plină, cucerită de stăpânul pe care îl slujea? Aș vrea să mă apropii de încheiere. Aș vrea să înțelegem că suntem chemați de Domnul Isus Hristos să ne fixăm în viitor acest reper, venirea lui, revenirea lui. Să facem din revenirea lui uh, centrul motivațiilor noastre. Nu înseamnă că nu trebuie să mergem la servici, să nu uh, ne dorim să ne cumpărăm case, dar dacă astea se așează mai, mai presus de dorința de a-l vedea pe Isus Hristos întorcându-se, am căzut într-una dintre mentalitățile care vorbeam înainte în care au căzut bogatul, care i-a rodit sau cei care se îngrijorează. Frași și surori, dacă viitorul nostru, în viitorul nostru este așezat Iisus Hristos, revenirea Lui, viața noastră va fi pe măsură. Și El ne învață, ne-a învățat în dimineața aceasta cum să fim pregătiți. Cum? Ce înseamnă să veghem? Ce înseamnă să avem mijlocul încins și făcliile aprinse? Înseamnă să avem un fel de gândire și anume să-L avem pe Dumnezeu ca stăpân și noi robi, slugi, slujitorii Lui. Asta trebuie să se fixeze atât de bine în viața noastră. Și să știți, Dumnezeu nu este Cel care îți pretinde fără să-ți ofere Motive ca să o faci cu toată bucuria și cu toată dragostea. Ne-a primit în casa lui prin sângele fiului său. A plătit el prețul pentru păcatele noastre. Pedeapsa care trebuia să fie uh, manifestată peste noi, peste viețile noastre, a turnat-o Dumnezeu peste fiul său. Și ți-a pregătit casa ca să vii la masa lui. Și Dumnezeul acesta ne cheamă să vegem, să știm că El este stăpânul și noi suntem slujile Lui. Și Dumnezeu ne vrea că, Domnul Isus Hristos ne învață prin această pildă, să nu crezi că ceea ce ai primit aici, asta este totul. Să nu cumva să crezi că doar ceea ce ai văzut până acum, asta este totul. Nu se mai întâmplă nimic. E destul atât. Nu. Asta nu-i totul cel mai, ce mai frumos, cel mai strălucitor, vine de acum. Hristos aduce asta. Suntem gata să primim? E gata gândirea noastră, mintea noastră să îl aștepte, să se întoarcă Domnul nostru? Aș vrea să închei cu... Uh, două ilustrații. Se spune că doi condamnați au fost plasați într-o închisoare. Haideți să plasăm, am auzit povestea, nu știu exact în ce context se întâmplă, o plasăm noi, îi dăm noi uh, contextul istoric. Haideți să zicem că se întâmplă pe vremea la Ucerușescu, când creștinii erau persecutați. Și doi creștini sunt puse în închisoare. Și unuia, după o vreme, îi se spune, îi se șoptește, îi se dă o informație secretă, familia ta a murit, copiii tăi au murit. Ce credeți că se întâmplă cu persoana asta? Într-un timp foarte scurt, se usucă pe oase, tot felul de boli încep să facă ravagii în trupul lui și moare. Dar celălalt este băgat și el în închisoare, și după un timp află și el o informație secretă și îi se spune, familia ta trăiește, copiii tăi trăiesc și te așteaptă. Ce credeți că s-a întâmplat cu acesta? A răbdat și azi, a răbdat și mâine pentru că se gândea că își va vedea familia, o să-și vadă familia, mai devreme sau mai târziu și după 10 ani. A ieșit afară și și-a regăsit familia. Observați cum ceea ce știi că te așteaptă în viitor îți influențează felul în care îți trăiești viața acum. Ce te așteaptă în viitor pe tine? Ce știi despre viitorul tău? Și încă un lucru, <coughs> încă o ilustrație. Nu știu dacă vi se întâmplă la servici, de multe ori să faceți, se întâmplă, cred, fiecare dintre noi. Vă cere stăpânul, vă, vă cere stăpânul, vă cere patronul să faceți lucruri pe care nu le aveți în fișa postului vostru. Ceva extra. Și o chestie pare că mai înjositoare. Dacă vine patronul și spune, dacă vei face și chestia asta, Uh, îți voi adăuga la salar în fiecare lună 1000 de euro. Îți măresc salarul cu 1000 de euro. Ce credeți? Vom mai bombăni? Ba, Bă, dar vom zice, asta e ușor să fac. Dar asta chiar a să-mi facă plăcere. Parcă a început să-mi facă plăcere, domnul patron. nu e așa? Observați perspectiva unui bine mai mare ne motivează să luptăm, să trecem peste greutăți, peste neplăceri, peste uh, neajunsuri. Dar dacă stăpânul, patronul ar zice, uh, va trebui să faci și treaba asta în plus față de ceea ce faci și nu poți să să-ți dau decât 2 cenți în plus la salar. Ce se va întâmpla cu persoana respectivă? Va zice, e, dar de ce mie? Dar n-am eu destule pe cap dar doi cenți pentru o asemenea slujbă, dar nu vede că trebuie să-mi las ale mele și rămân în urmă cu celelalte ca să fac treaba asta de doi bani. nu e așa că va bombăni mereu, pentru că nu-i mulțumit cu perspectiva unui salar crescut cu un cent pe oră. Frașii și așa ne trăim viața pe pământ și așa o îndurăm cu bune și rele în funcție de premiul chemării cerești. De cât de mare este premiul pentru noi? Cât de mare este premiul chemării cerești pentru fiecare dintre noi? Ești gata să-l primești? Dumnezeu vrea să-ți-l dea. Pentru asta a muncit, pentru asta a plătit fiul său moarte pe cruce. Nu asta e tot. Da, avem parte și de suferință, de orice fel. Dar nu asta e tot. Ne așteaptă ceva mai bun. Ne așteaptă împărăția veșnică unde nu mai va fi nici durere, nici suferință, nici întristare, nici lacrimă, nici păcat, nici moarte, nici diavolul. Va fi doar Hristos. Hristos va fi soarele nostru. să-L punem înainte ca și reperul vieții noastre. Adevăratul nostru viitor este în mâna lui Isus Hristos. Indiferent de ce crede lumea, indiferent de ce ni se promite aici, adevăratul viitor, adevărata încheiere istoriei este în mâna lui Hristos. Tu ce o să primești de acolo? mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată când va veni și va bate la ușă. Ferice de robia aceia pe care stăpânul îi va găsi vehin la venirea lui. Adevărat vă spun că el se va, se va încinge și îi va pune la masă și se va apropia să le slujească. Ce stăpân! Ce robi privilegiați. Doamne, vrem să fim noi în povestea asta. Vrem să fie povestea noastră. Te rugăm, lasă Duhul Tău cel Sfânt peste noi, să ne ține treji, să ne țină veghind, să știm că Tu ești stăpânul și că suntem aici în casa Ta. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm și să cântăm împreună o cântare pe care sunt sigur că o cunoașteți. Dar haideți să facem cumva, să lăsăm și aceste versuri și cuvântul care a fost predicat să sensibilizeze inima noastră, să ne facă să ne dorim revenirea Domnului Isus Hristos, să o așezăm ca dorința inimii noastre.